Hei, salutare dragii mei, bună dimineața și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la viață, poftă bună la cafeluță și la tot ce este mai bun și mai frumos. Haideți să vedem care sunt mesajele pe care Spiritul vrea să le aducă astăzi în atenția voastră și să vedem care este titlul emisiunii de astăzi. Vom folosi acest deck, acest pachet de oracol. Upa, hopa, fork in the road, iată răscrucea de drumuri. Se pare că astăzi este despre luarea deciziilor, poate de a încheia ceva. Vedem numărul 13 pe această carte și vorbește, bineînțeles, despre încheiere și transformarea unor treburi, dar pentru asta este nevoie de a lua o hotărâre. Bun, mergem mai departe și să vedem pe partea de astre ce se întâmplă pe cerul mare acolo. Ok, și vedem energia vărsătorului, vizionarul, cine știe, poate unii dintre voi veți avea o idee, o viziune și pentru asta va trebui să încheiați ceva, va trebui să transformați niște lucruri în ideea de a putea merge mai departe, să urmați această viziune. Ce veți alege acolo, nu știu, dar îmi place din nou pe această carte, este maimuța, cutia cu maimuțe. Aveți grijă la ce vă spune maimuța, pentru că ea vrea să vă deturneze. Vrea să vă trimită într-o direcție greșită. Hai să vedem și punctele importante, mama ei de maimuță. Ok, empowerment, ia câtă putere, încredere în propria persoană. Da, energia solară este aici, Doamne ajută, inshallah, să mă utit bi. Să intrați în puterea voastră de și ea, că să ieșiți din partea aceasta întunecată. Bun, vedem soarele, vedem luna, aici poate să fie vorba și despre masculin și feminin, poate să fie vorba și despre o relație. Vedem The Dark Night of the Soul, acea parte, sau mă rog, noapte întunecată a sufletului, cum îi spune. Poate există șansa de a transcede această noapte întunecată a sufletului, a ieși din ea și a merge către lumină, către soare, ia către Uranus. Energia lui Uranus vine cu niște transformări profunde, extraordinare. Și vedem oportunități de a te elibera de ceva ce te-a ținut până acum în acea parte întunecată care, mă scuzați, nu este rea, este absolut necesară. Bun, și vedem toamna, nu știu dacă sunteți născuți în anul timpul toamnei, dar vine momentul să culegeți ceva sau vine momentul, ia că te-mi spune să lăsați până la culege, mă corectează spiritul, este timpul să lăsați în urmă aceste frunze, ruginii, acele lucruri care nu vă mai sunt de folos. Ce vorbești, bobiță? Tot vorbeam de a deturna. Ia că te apare fulgerul, the fate, soarta, ceva care schimbă direcția drumului pe care tu ai mers până acum. Bun, hai să mergem mai departe și să vedem mesajul din partea doamnei Lună. Confidence is your key to success. Încrederea în tine este cheia către succes. Încrederea în tine, energia aceea soarelui, o vedem acolo. Păi fără încrederea în tine, unde, Doamne, iartă-mă, crezi că ai să ajungi? Dă-ți voie să ai încredere, să rupi, nu știu, lanțurile condiționărilor, temerilor, fricilor și așa mai departe. Ia uite, suferința în tăcere. Da? Și aici este soarele. Tu trebuie să ai curajul să faci saltul acesta. Bun, hai să vedem ce mai avem aici. Ok. Și vedem chakra sacrală care vorbește despre creativitate, sexualitate, abundență, pasiune, de ce nu? Urmează-ți pasiunea, spune spiritul, dă-ți voie să fii creativ, am văzut, da? Vizionarul este acolo cu energia vărsătorului. Moartea și transformarea, iată numărul 13, apare din nou. Ceva trebuie să se încheie pentru a da naștere unor situații noi și vedem asul acesta de monede. Că înveți ceva nou, că se ivește oportunitatea de a face lucrul acesta fel, că se ivește oportunitatea de a construi ceva împreună cu altă persoană, fă și lucrul acesta. Nu mai sta acolo, în umbra temerilor tale, fricilor tale și neîncrederii, cartea lumii. Poate ți se ivește ocazia să mergi undeva la drum, să studiezi, să faci, să treci și mai departe, fă lucrul acesta. Oricum, vedem clar ocazia de a încheia niște capitole din viața ta. Listen to your intuition, da? Ascultă-ți intuiția
și nu mai asculta maimuțica aceea de acolo. Bun, hai să vedem, Moise cu chakra here the spirit, hai să vedem și de aici ce se întâmplă, the emperor. Iată, împăratul îl vedem aici, are un plan în față. Și împăratul, da, odată ce are planul, foarte bine, măi, ce, Doamne, iartă-mă, face, nu știu, să vedeți și la voi, tot văd pe ecranul ăsta că se întâmplă ceva cu lumina, nu te mai juca, frate, cu lumina, lasă lumina. Ok, interesant. Sper să nu cedeze, să nu cedeze telefonul. Bun. Împăratul, planul. În momentul în care are planul în față, că despre asta vorbim, el se ține de plan, da? El este cel care spune, ok, gata, știu ce am de făcut, nu mai dau înapoi, I follow my passion, iată, îmi urmez, hopa, pasiunea. Fă lucrul ăsta, uite ce trebuie să transformi, uite ce trebuie să lași în spate, și anume energia aceasta de 8 de săbii, temerile și fricile tale și impresia că nu poți face anumite lucruri. Oh, mamă, mamă! Moartea și transformarea apare din nou. Clar că ceva trebuie să se încheie pentru ca această prosperitate să apară în viața ta. Stai, domnule, puțin că mama mă apucă. Poate nu mai face, bă, pentru ca aceste lucruri să, noi să înceapă, trebuie ceva să se termine, fără doar și poate. Opa! Hopa, surpriza emisiunii, asul de cupe cu șasele de cupe. S-ar putea în unele cazuri să vorbim despre oportunitatea de a intra în legătură, în conexiune cu cineva, cineva pe care, nu știu, cunoști din copilărie sau cel puțin la nivel de suflet cunoașteți această persoană, poate să fie cineva de la drum, poate să fie cineva, iată, cu puternică energie de scorpion, din ce vedem aici, poate să fie leu, vărsător, da, poate să fie cineva în berbec, nu contează, cineva care vine și îți întinde această cupă a iubirii. Stai în zona ta de teamă, de frică sau accepți această propunere a acestei persoane, nu știu, decizia îți aparține, spune spiritul. Ia să vedem noi și de aici, din partea lui Osho, ce mesaje avem. Ia cătă asul de bâte, da? Pasiunea, urmează pasiunea, cel puțin împăratul ăsta, asta este hotărât să facă, să urmeze pasiunea, ia cătă alegerile, da? Doiul de bâte, posibilitățile, roata norocului, ceva vrea să se schimbe. Dar depinde de tine și de cât de mult ești dispus să dai drumul trecutului și iată fricilor care te țin, reprimarea unor emoții care te țin în acest cavou, în această zonă limitativă. Oh my God! Uf, Doamne, bun! Hai să vedem și din partea amorului Ghebos, care este mesajul. Opa, 3, bine mai 3. Bun, atracție, ia că atracție între tine și această persoană, wow, foarte frumos, ho, 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 Merry Christmas, it's your soulmate, este sufletul tău pereche, spune spiritul și te roagă foarte frumos să crezi din toți rărunchii că tu meriți să fii iubit, iubită, ești iubibil. Încetează să mai spui contrariul, aici vorbim clar de definiția aceea de nu merit, da? Nu sunt suficient de bun, nu merit, ia vezi ce faci tu cu această definiție. Bun, hai să vedem și din ăsta, mă roagă, hai să vedem și din ăsta, să vedem de ce și o să vedem și niște sfaturi imediat. Let go of the past, dă drumul trecutului, frunzele, ruginii despre care am vorbit mai devreme. Dă drumul trecutului, dă drumul fricilor, ai stat destul în acea energie de umbră acolo, vine momentul să experimentezi și ceva nou, îți dai voie să faci lucrul acesta, da sau ba, nu știu, asta depinde de tine. Hai să vedem și un sfat de aici. It's time for healing, not war. Este timpul pentru vindecare, nu pentru război. Lasă sabia aceea din mână, că ai tăiat destule capete stânga și dreapta. Tăi răzbuna pe cine nu trebuie, zice spiritul, în unele cazuri, evident. Focusează-te pe aici și acum, da? Dă drumul trecutului, nu mai trăi în acea energie din trecut, că nu îți face bine. Nu știu dacă... ok, întrebările, răspunsurile, hai să vedem. Hai să vedem întrebările, răspunsurile, puneți voi acolo o întrebare sau trei, vor fi trei variante de răspuns și să vedem despre ce este vorba. Ok, răspunsul numărul 1 este a year from now, de acum într-un an, cine știe, pentru numărul 2, romance, iubire, și răspunsul numărul 3 este trust, ai încredere.
Ei, dragii mei, iată, acestea sunt mesajele care au vrut să vină pentru voi astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!